Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi am pentru voi o masă întreagă cu friptură la cuptor, cartofi și salată. Vi le arăt pe toate trei cum le-am pregătit. Sper din suflet să încercați măcar una dintre aceste trei rețete, să-i spunem. Asta este o masă pe care eu am pregătit-o pentru noi și m-am gândit să vă arăt și vouă. Așa că dacă vreți să vedeți cum am pregătit friptura, cartofii și salata, urmăriți filmulețul în continuare. Însă nu înainte de a menționa încă o dată că nu sunt bucătar profesionist, eu gătesc pentru familie și cu drag împărtășesc și cu voi rețetele care nouă ne plac. La început spălăm cartofii, îi lăsăm în coajă și îi spălăm, eu îi spăl cu apă caldă. Ideal ar fi să fie cartofi micuți sau medii. Și să fie toți cartofii de aproximativ aceeași mărime, adică nu luați cartofi mari și cartofi mici, pentru că vor avea timp diferit de gătire. Important este să fie cartofi cam de aceeași mărime. După ce i-am spălat bine, îi punem într-o oală și punem apă rece peste ei, atât cât să se acopere cartofii cu apă. Nu trebuie să fie foarte, foarte multă apă, pentru că vom da cartofii la fiert, îi punem așa la fiert, și bineînțeles punem cam o lingură de sare. Nu vă zgârciți cu sarea pentru că oricum nu vor fi cartofii sărați chiar dacă se fierb în apă cu sare. Și ne ocupăm de cărniță. Eu am ceafă de porc, am cumpărat-o din Lidl. Îmi place ceafa de porc pentru că are puțină grăsime și nu are oase. Bun. Mai întâi, eu dau pe răzătoare usturoiul, voi îl puteți pisa dacă doriți sau îl puteți toca mărunt cu cuțitul. Însă mie mi se pare că dat așa pe răzătoare este exact ce trebuie, nu este nici prea mărunt, nu este nici prea mare, este părerea mea, este alegerea mea, chiar dacă după aceea am miros mănuțele a usturoi, prefer să fac lucrul acesta. La fel de bine puteți înlocui usturoiul proaspăt cu usturoiul granulat. Eu nu vă cert, nu vă judec, dacă nu aveți timp și chef să vă ocupați de usturoi, puteți oricând să puneți granulat. Peste usturoi eu pun acest condiment de friptură, conține sare, piper, rozmarin, ce mai conține, boia, cimbru, chestii de genul acesta. Ideea este să puneți condimente după gustul vostru, pun și boia de ardei dulce. Sincer, aș fi pus mai multă boia de ardei, dar după cum vedeți, borcanul este gol și nu mai aveam de rezervă. Dar aș mai fi pus cel puțin în colinguriță. Am pus și coriandru. Mi-e place foarte mult coriandru. Pun la absolut orice fel de mâncare pun coriandru. Și 2-3 linguri de ulei de măsline. Punem și în vasul în care vom pune carnea, punem ulei de măsline, că tot am avut sticla în mână. Așa, amestecăm usturoiul cu toate condimentele și cu uleiul și practic cu acest amestec vom unge toată carnea. Dacă aveți timp și dacă doriți, puteți să lăsați carnea chiar la marinat în acest amestec, adică să o ungeți bine, o puteți lăsa chiar în vasul în care o veți pune în cuptor, să împachetați totul așa în folie de plastic ca să nu ia miros sau să nu împrăștie mirosul de usturoi prin frigider și să o lăsați în frigider câteva ore sau dacă doriți chiar peste noapte și atunci carnea bineînțeles va fi mai fragedă și mai aromată, dar eu sincer nu prea am timp de așa ceva, eu doar ung carnea cu acest amestec, am pus totul pe acest tocător și voi unge întâi toată carnea pe o parte, după care voi lua fiecare bucată și o voi pune în vasul de iena, vas pe care îl voi da la cuptor, deci trebuie să fie un vas care să meargă la cuptor. Și în momentul în care pun cu fața deja unsă în jos și ung fața cealaltă, partea cealaltă a cărnii. Pare că e puțin cam îngrămădită carnea, la început așa este, însă ea se mai strânge și se strânge destul de mult, astfel încât la sfârșit vor avea loc foarte bine toate bucățile de carne și din cauza aceasta nu are rost să pun într-un vas mai mare. Nu este nicio problemă dacă puneți într-un vas mai mare, dacă doriți puteți să faceți lucrul acesta, dar veți vedea că nu este nevoie pentru că vor avea loc suficient. Și introduc această tavă în cuptorul preîncălzit la 200 de grade. Dacă lăsați la marinat, evident nu vă apucați de cartofi. Vă apucați de cartofi doar atunci când vreți să prăjiți carnea. După ce au fiert cartofii aproximativ vreo 20-30 de minute, nu trebuie să fie fierți chiar de tot,
și în funcție de mărimea cartofilor și de soiul cartofilor poate dura mai mult sau mai puțin. Eu îi clătesc puțin cu apă rece, dar nu îi las să se răcească în apă rece, doar îi clătesc un pic ca să mai opresc fierberea. Scurg apa, aș fi putut să folosesc un capac, dar m-am ambiționat. Și îi las să se răcorească un pic, timp în care mai scot carnea din cuptor. Ea s-a rumenit deja destul de bine și s-a mai strâns, după cum observați, și o întorc pe partea cealaltă, ca să se rumenească frumos și pe partea cealaltă. Și acum o mai rearanjez un pic, astfel încât să încapă mai bine toate bucățile. Și asta nu este încă dimensiunea finală, ea se mai strânge până la final încă un pic. Dar așa, după cum am spus, am întors carnea pe partea cealaltă, după care introducem din nou vasul în cuptor ca să se rumenească frumos și pe partea aceasta. Bine, depinde de cât de mult durează să se facă carnea, cât de mari sunt bucățile. Între timp, cartofii s-au răcorit un pic, nu s-au răcit, doar s-au răcorit atât cât încă să îi pot ține în mână, dar ei încă sunt destul de călduți. Destul de aproape fierbinți, aș putea spune, dar îi puteam ține fără nicio problemă în mână. Îi curățăm de coajă și de orice parte mai stricată, mai închisă, care nu ar avea ce să caute pe cartofiorul nostru. Deci curățăm toți cartofii. Ce aș vrea să menționez este că eu am făcut aici, să zic, pentru vreo 4 persoane mai flămânde sau 6 persoane așa, ok, care nu sunt foarte, foarte flămânde. Acum ajustați și voi cantitățile. Oricum, o să vă las și în descriere câteva informații, așa că puteți consulta și descrierea acestui filmuleț. După ce am curățat toți cartofii, mi-am făcut puțin ordine, am spălat oala în care am fiert cartofii și am pus înapoi tot acolo ca să nu mai murdăresc altceva. Am pus ulei de măsline, să zic vreo 3-4 linguri și am condimentat. Am condimentat cu același condiment cu care am condimentat carnea, pentru că are printre altele și rozmarin și se potrivește foarte bine rozmarinul cu cartofii. Pun condiment, amestec, exact așa cum vedeți în imagine, mai pun condiment, mai amestec, până se condimentează așa foarte fain toți cartofii și este distribuit condimentul uniform. De asta este bine să fie așa într-un vas ca să-i putem amesteca cum trebuie. După care punem într-un alt vas de iena sau puteți pune, să-i puneți așa pe o tavă astfel încât fiecare cartof să fie individual, să nu fie unii peste alții și atunci se rumenesc chiar mai frumos. Însă eu prefer vasul de iena, se spală mai ușor. Am scos carnea pentru că este aproape gata și nu vreau să se usuce prea tare și cartofii trebuie să stea la cuptor în forma aceasta încă vreo 20-25 de minute și s-a uscat carnea mult prea tare. Așa că am preferat să o scot, să o întorc pe partea cealaltă până se fac cartofii. Dar între timp nu stăm degeaba, bineînțeles profităm de orice secundă în bucătărie și facem o salată. Eu de data aceasta am pregătit o salată destul de banală, am pus castravete, am pus roșii, bine, cantitățile le puneți în funcție de câte persoane sunteți, de cât de iubitori de salată sunteți și așa mai departe. Eu am pus o bucată de castravete, vreo 3 roșii cred că am pus. Am pus și un ardei capia roșu, pe care tot așa l-am tăiat mai întâi pe lung și după aceea l-am tăiat așa în bucățele mai micuțe. De data aceasta nu am mai pus ceapă, ci am preferat să pun praz și să pun mai mult praz. Nouă ne place foarte mult prazul și așa proaspăt și în ciorbe și în orice fel de mâncare. Și acum dacă tot se găsește prazul de cumpărat, folosim praz la absolut orice și atunci nu mai pun ceapă de niciun fel, ci pun praz, destul de mult praz. Voi puteți să puneți ceapă, ceapă roșie, ceapă verde, nu știu ce aveți voi prin frigider, salată sau așa mai departe. Și eu am dat 2 morcovi pe răzătoare, aș fi putut să îi dau prin roboțel, dar pentru 2 morcovi n-avea rost să îl murdăresc, așa că i-am dat pe răzătoarea manuală. Și am adăugat și pe aceștia peste salată. Am condimentat cu un condiment de roșii,
chiar așa se numește, eu îl folosesc pentru salate, se găsește acest condiment și în Lidl și în Kaufland. Am pus și puțin sirop de agave, dar nu mult pentru că morcovul oricum este destul de dulce. Puțin oțet de mere, nu foarte mult, și bineînțeles ulei de măsline. Deci un dressing foarte, foarte simplu pentru această salată. Am amestecat totul foarte, foarte, foarte bine și aceasta este salata. Nu este complicată deloc, dar este bine ca la orice masă să mâncăm și puțină salată. Nu doar carne, carne, carne și cartofi, ci și legume crude. Și această salată este foarte, foarte bună și recomand să răzuiți morcovul, pentru că altfel o să fie prea tare în salată. Bun. Înainte să scot cartofii, cu vreo 3-4 minute, am mai introdus și carnea, astfel încât să se mai încălzească un pic, pentru că ea se răcește. Și acum nu ne rămâne decât să așezăm totul pe un platou sau pe farfurie. Pe acest platou alb, bineînțeles, nu este pentru o singură persoană, că nu cred că ar putea o singură persoană să mănânce atât de mult. Nu cred, nu știu, chiar sunt curioasă dacă ar putea cineva să mănânce așa de mult. Eu spun că două persoane se satură foarte bine din cantitatea aceea, dar am vrut să pun așa pe un platou mai mare ca să arate mai bine în filmuleț. Ia, priviți ce bine arată și cartofii sunt foarte, foarte buni, pe care îi puteți servi fie cu puțină smântână sau îi puteți tăia, așa cum am făcut eu și o să vedeți la finalul filmulețului. Eu i-am tăiat și am pus unt care s-a topit așa foarte fain pe cartofii fierbinți și au avut un gust excelent. Dar, na, puteți, dacă aveți alte idei, puteți să le puneți în practică. Cam acesta a fost filmulețul meu de astăzi. Sper tare mult să încercați și voi măcar ceva din ce v-am arătat. Dacă da, nu uitați să-mi scrieți în comentarii, să dați like acestui filmuleț și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe rețete. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare, vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!